Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru rugăciunea adusă cetățenilor, celor mai mici cetățeni ai orașului și întregului contingent de cetățeni ai orașului Friuleni. Ziua obrovirii copiilor pentru cei maturi trebuie să fie toate 365 de zile în an. Cred că este stabilită ziua obrovirii copiilor în 1 iunie pentru a ne aminti nouă celor maturi că avem și copii, că trebuie să le purtăm de grijă și ceea ce nu s-a făcut parcursul la 365 de zile pentru ei, să ne planificăm să le facem pe viitor. E de datoria noastră cât a administrației publice locale, a bisericii, părinților, buneilor, tuturor celor maturi, să le purtăm de grijă, să-i educăm, să le insuflăm dragostea de oraș, de țară, să le insuflăm credință, fiindcă fără credință nu poate, cred că eu, așa e părerea mea, fără credință omul nu poate păși fier pe pământ.